Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Câteva zile cu totul și cu totul speciale, zile în care avem câteva aspecte astrale de mare forță. În primul rând aș sesiza poziția lui Venus în domiciliu pe grad anaretic, în aspecte destul de tensionate zilele acestea, și a Soarelui în semnul Scorpionului, tot pe grad anaretic, cu Mercur punct mijlociu între cele două planete. Sunt aspecte de mare forță care invită la o rebalansare și reechilibrare energetică în domeniul relațional, la punerea pe cu totul după cu totul și cu totul alte criterii a tuturor asocierilor și parteneriatelor pe care le avem, o restructurare și o reasamblare a acestor parteneriate. De asemenea, câteva zile care invită la o descoperire a greșelilor pe care le facem fiecare dintre noi în toate acele relații care contează cu adevărat, și toată această restructurare are la bază o cheie. Cheia este Mercur, despre care o să vorbim imediat, la baza tuturor acestor răscoliri karmice relaționale se află o comunicare de foarte bună și de foarte puternică calitate. Nu în ultimul rând, vom vorbi astăzi despre toate marcajele foarte interesante pe care în continuare Marte le face cu clusterumul din semnul Capricornului și de proaspăta intrare zile următoare a Soarelui pe semnul Săgetătorului, ceea ce va veni cu această poziție venind în viitorul apropiat cu foarte multă infuzie de idei, de energie și cu tot felul de activități și acțiuni pline de entuziasm cu care ne vom intersecta. Să vedem așadar toate aceste aspecte, cam ce conotație o să aibă, vor avea de fapt pentru fiecare semn zodiacal în parte. Spuneam că este o perioadă care invită la foarte multă introspecție, este o perioadă care invită pe fiecare dintre noi la descoperirea și redescoperirea propriei valori. Întotdeauna noi trebuie să urmărim fiecare planetă, în ce semn se află, în ce casă, am tot discutat asta pentru cei care știu astrograma personală, și ce relații fac planetele respective cu între ele. Da? Haideți să vedem acum pentru nativii berbec. Vorbeam despre faptul că avem un Venus karmic zilele acestea. Cu adevărat karmic ce înseamnă? Înseamnă că se găsește acest Venus pe un grad destul de delicat, spuneam celebrul grad analitic, adică ultimul grad din semnul balanței, dar în domiciliu, însă foarte tensionat, făcând quadraturi cu toate planetele din semnul Capricornului, Pluton, Jupiter, Saturn, și chiar o delicată opoziție, trebuie să spunem, care va fi din ce în ce mai delicată, pentru că cu cât avansează spre Scorpion, cu atâta opoziția este mai fixă cu Uranus din semnul Taurului. Ce înseamnă? Și aș vrea chiar ca nativii berbec să mă ia în serios. Deci acest Venus tensionat cu quadraturi și cu opoziția de rigoare pe care am menționat-o vorbește despre faptul că trebuie să ne facem cu toții, dar în mod special berbecii, pentru că se află în semnul opus lor, adică în balanță, trebuie să ne facem ordine în relații. Ce înseamnă? De foarte multe ori noi ne gândim că ordine ar presupune să renunțăm la ce relații nu ne convin și să păstrăm doar ce ne convine. Nu prea se pune problema așa pentru nativii berbec. În primul rând, quadratura Venus-Saturn, quadratura Venus-Jupiter și Venus-Pluton, care este pentru toată lumea zilele acestea într-o forță deosebită și generează tot felul de impacte generează tot felul de situații relaționale karmice, vorbește despre faptul că s-ar putea să ni se pară ca nativ berbec în anumite situații că ne asumăm prea multe responsabilități, s-ar putea în alte relații să ni se pară că oamenii cu care colaborăm nu au principii, vorbim despre quadratura Venus-Jupiter, s-ar putea să ne dorim foarte mult să fie armonie și totuși să generăm instinctualitate, quadratura Venus-Pluto, s-ar putea să ne dorim chiar să folosim anumite relații la capacitatea lor maximă, producând o disarmonie și încercând totuși să ne folosim de anumite beneficii și avantaje, să obținem anumite avantaje de pe urma relațiilor. Asta este o tendință generală din cauza acestor quadraturi. Dar pentru nativii berbec se resimte și mai mult fiind fix pe zodia opusă Venus și pe aspecte disonante între Marte aflat acum în berbec și planetele din Capricorn. Deci, ce trebuie să înțeleagă nativii berbec? Trebuie să facă o ordine impecabilă în ceea ce privește planul relațional. Adică, să pună la punct
acele relații care nu funcționează, să se gândească totuși, chiar dacă nu funcționează, sau mă cert cu acest partener de afaceri, sau mă cert cu partenerul de viață, sau eu vreau ceva și ceilalți asociați doresc altceva, cum aș putea totuși să îmi asum responsabilitățile care mă deranjează, să îi aduc la principiile pe care le doresc, fără să provoc scandal, polemică. Și tocmai vă spuneam că cheia în această relaționare armonioasă zilele acestea este Mercur, cel care vorbește despre, atât de frumos, despre comunicare și, să spunem așa, rafinament pe interacțiune verbală. Deci, iată, lucrurile se pot rezolva zilele acestea printr-o comunicare intelectual, printr-o comunicare în care stăm la masa negocierilor ca parteneri de afaceri sau de cuplu și încercăm să vedem fiecare unde are dreptate și unde nu are dreptate, să încercăm să corectăm. Mai ales pentru nativii berbec este foarte important să fac acest lucru. Ce aș mai seziza? Tot zilele acestea vorbeam despre opoziția aceasta în formare, plină formare Venus-Uranus, i-aș mai sfătui să fie foarte atenți cum cheltuiesc, pentru că sunt câteva zile în care nu este chiar atât de ușor să gestionăm, să spunem așa, investițiile. Deci bine ar fi să se gândească de două ori înainte de a face o investiție de orice natură ar fi ea, pentru că există o posibilitate, un potențial de a face mici excese pe zona investițională, chiar dacă ele pot părea foarte importante pe moment. Deci, pentru că ulterior pot apărea momente în care cu adevărat să fie nevoie să faci o investiție și să nu mai poți să o faci. Tot pentru nativii berbec, nu trebuie să uităm de acest nod nord pe casa a treia, care în continuare sesizează importanța relațiilor pe care destinul li le aduce în cale. Deci în continuare avem situații care pot rezolva momente critice, oameni cu care se pot intersecta și care joacă un rol foarte important în a vă aduce pe linia noastră de destin corectă și care chiar vă pot pune în legătură cu oameni cu care puteți avea negocieri foarte serioase, puteți avea o colaborare pe viitor și puteți avea o perspectivă foarte luminoasă. Mergem mai departe să vedem pentru nativii Taur, cei care resimtă din plin prezența lui Venus într-un semn tot armonios, tot de domiciliu, tot venusian în balanță, însă pe tensiunile despre care vorbeam. Deci și taurii, ca și berbecii, resimt mai puternic decât alte zodii aceste conflicte venusiene, în sensul că pot apărea mici sau mai mari disensiuni cu partenerul de viață sau cu asociații. Există o anumită predispoziție, să spunem așa, către neînțelegeri în zona despre care vorbeam, dar totul se poate rezolva, exact cum precizam anterior, printr-o mai bună, să spunem, mai printr-o armonioasă abordare a problemei. În primul rând, perioada cere maturizare relațională. Deci nu trebuie să ne pripim, nu trebuie să gândim lucrurile ca o lovitură de trăsnet, adică m-am certat, nu știu, se pune capăt, se pune punct sau se continuă conflictul la infinit. Nu. Este o perioadă care cere, spunea, maturitate și o să mă întrebați de ce. Pentru că aceste planete care se află în Capricorn, chiar asta presupun o maturizare dincolo de orice fel de comentariu. Deci destinul în această perioadă spune așa, ori vă maturizați, ori conflictele pot deveni din ce în ce mai dure. Adică, practic, se perpetuează. Este ca și când mă cer cu un partener de afaceri, schimb partenerul de afaceri și se perpetuează conflictul, pentru că n-am înțeles scopul maturizării. Și care ar fi mesajul pentru tauri? În primul rând, trebuie să fie puțin mai, aș spune eu, mai docil. Acest Venus, pentru nativii tauri, se află acum pe casa a șasea, pe casa în care să știm foarte bine că avem tendința să punem etichete, să criticăm, să exagerăm cu etichetarea celor din jur și cu criticismul. Ca atare, nativii Taur trebuie să meargă puțin mai mult pe intuiție, indiferent ce propune momentul prezent, ce etichete ne propune momentul prezent, este foarte important să înțelegem că nu mai este chiar atât de, cum să spun, relevant să abordez problema
ca și când ar fi ceva doar de natură pragmatic, concretă. Trebuie să ajung la o maturizare, trebuie să înțeleg că orice relație, și asta cred că nimeni nu mă poate contrazice, orice relație are o simbolistică mult mai profundă decât la prima vedere. Orice relație are o simbolistică aparte. Orice relație are o filozofie a ei. Ca atare, lucrurile nu sunt foarte simple. Intru într-o relație, mă despart. Sau intru în anumite asocieri, le rup atunci când sunt mai nervos. Nu. Simbolistica, nu numai pentru nativii Taur, pentru toată lumea, dar în mod special pentru că acum vorbim despre nativii Taur, este mult mai profundă în această perioadă în care vorbim despre reglaje karmice. De câte ori o să auziți că menționez reglaje karmice sau cuvântul karmic, să știți că acolo lucrurile sunt puțin mai dificile decât am crede noi la prima strigare, cum se spune. Da? Bun. Și ce ar însemna aceste quadraturi și aceste simboluri karmice? În primul rând, nativii Taur trebuie să aibă dreapta judecată și să înțeleagă unde greșesc ei și unde greșesc asociații lor. Unde este adevărul? De foarte multe ori adevărul este pe undeva pe la mijloc. Atunci când vorbim despre simboluri karmice, lucrurile de cele mai multe ori nu sunt ce par a fi. Adică aparențele înșală. Deci s-ar putea să criticăm o persoană care de fapt are foarte mare valoare în viața noastră. S-ar putea să ne certăm cu cineva care de fapt să ne arate, să ne sublinieze un adevăr major care ne poate ajuta. S-ar putea să mi se pară că am foarte multe responsabilități față de o persoană și de fapt tocmai acele responsabilități să mă ajute pe mine în destinul meu să mă maturizez și să purific anumite lucruri. Deci ce vă sfătuiesc, nu luați nicio potențială etichetare în această perioadă drept corectă, drept adevăr, drept totală etichetare. Deci încercați pe cât posibil să vedeți lucrurile din spatele acestor aparente enervări, etichetări și așa mai departe. Pentru că perioada este mult mai profundă, spuneam, pe plan relațional, lucrurile nu sunt foarte simple și dacă am avea astrograma în fața persoanelor cu care, să spunem, taurii pot avea conflicte, tot n-am putea fi sigur de tot ceea ce se află în spatele acestei comunicări. Poate fi o comunicare sau pot fi tot felul de discuții, vorbeam despre acest Mercur care este punct mijlociu între Venus analitic și Soare analitic zilele acestea, care acest Mercur poate să scoată la iveală adevărul, deci să-i apropie pe nativii Taur cât mai mult de adevăr, prin intermediul unor discuții. Deci au loc tot felul de discuții care ne apropie sau îi apropie pe acești nativi de adevăr. Deci de câte ori aveți tendința să vă certați sau să fiți puțin mai conflictual cu anumite persoane, pe profilul parteneri asociați, încercați să realizați că o discuție ar putea salva conflictul respectiv. O discuție care, repet, v-ar apropia puțin mai mult de adevăr. Nu este deloc de ignorat nici faptul că toate aceste planete care se găsesc pe casa săgetătorului vorbesc pentru nativii Taur despre șansa de a înțelege pe un nivel foarte puternic spiritual, legat mai mult de casa nouă, adică de cunoaștere, toate subterfugiile vieții lor, de a înțelege foarte clar de ce li se întâmplă anumite lucruri, de ce nu totul este exact ca la carte și așa mai departe. Deci perioada invită la evoluție spirituală, invită la maturizare relațională, spuneam mai devreme, și de asemenea invită la un acces către cunoaștere care poate rezolva situații puțin mai criptate pentru noi. Nu în ultimul rând, nativii Taur zilele acestea pot să stabilească în urma unor mici conflicte și oricum pe o perioadă bună pe investiții pentru nativii Taur, vorbeam despre sextilul Soare-Pluton, Soare-Jupiter, Soare-Saturn, care arată o perioadă foarte bună din punct de vedere investițional, deci putem face investiții de mare anvergură și de rezolvarea unor crize economice. Pentru nativii Taur direct interesați de zona aceasta economică, deci este o financiară economică, este o perioadă foarte bună pe investiții și încă o dată, din perspectiva acestor opoziții pe Uranus, vorbim despre acceptarea unor activități care să calmeze puțin sistemul nervos, deci acest
Uranus, care știm că este responsabil cu sistemul nervos, care îi tulbură puțin pe Tauri în această perioadă, chit că vă odihniți mai mult, meditați, ascultați o muzică mai liniștită, stați într-o zonă mai relaxată, evitați aglomerațiile, evitați interacțiunea prea exagerată cu cei din jur, pentru a menține o stare oarecum de liniște în jurul dumneavoastră. Mergem mai departe să vedem cam care sunt condițiile cu care zilele următoare, care sunt condițiile pentru nativii gemeni zilele următoare. Din punct de vedere al acestor marcaje foarte delicate karmice pe Venus și pe Soare, nativii gemeni sunt puțin favorizați pentru că Venus îi găsește pe un semn prieten, tot un semn de aer, și ei înțeleg puțin mai mult decât alte zodii că dacă discută, și știm că veleitatea lor de bază este comunicarea, înțeleg puțin mai mult decât alte zodii faptul că comunicarea, discuțiile, anumite negocieri pot să regleze lucrurile mult în favoarea noastră. Chiar dacă mai poate exista o luptă sau o bătălie între opiniile personale și opiniile celorlalți, totuși trebuie să înțelegem faptul că chiar din aceste disensiuni putem să obținem realizări mult mai serioase. Trebuie să doriți zilele următoare să vedeți ceea ce vi se potrivește cu adevărat în plan relațional. Acest Venus quadrat cu Pluto și cu Jupiter și cu Saturn pentru nativii gemeni, pentru că pentru gemeni ele se găsesc pe casa 8-a, spuneam pe casa Scorpionului, practic trebuie să încercați să faceți un fel de, între casa 5-a și casa 8-a, deci între casa iubirii și casa aceasta a transformării plutoniene, trebuie să încercați să vedeți că poate ați greșit față de anumite persoane care vă provoacă acum. Deci nu trebuie să mergeți pe niciun fel de drum ocolit. Trebuie să înfruntați, pentru că sunt două case destul de dure, casa 5-a și casa 8-a, trebuie să mergeți să înfruntați direct problema. De orice natură ar fi conflictul relațional, deci indiferent de natura relației, trebuie înfruntată. Da, este o săptămână de mare răspundere la nivel relațional. Este o săptămână în care o să vă adaptați foarte inteligent la tot ceea ce vi se întâmplă. Gândiți de două ori înainte de a face ceva. Încercați să vedeți cum funcționați, care este metafizica, să spunem așa, metafizica vieții dumneavoastră. Cum funcționați cu adevărat? Deci încercați să vă înțelegeți cu adevărat. Este foarte important să vedeți, repet, ceea ce vi se potrivește, să vedeți unde sunteți dispuși să lăsați garda jos, unde sub nicio formă nu puteți să lăsați garda jos și trebuie să vă apropiați puțin mai mult de adevărul din dumneavoastră. Forța gândurilor este foarte semnificativă. Această poziție planetară, acest mercur pe care îl găsim pe casa a șasea, vorbește despre faptul că puteți fi un pic criticiști în general, dar nu neapărat în plan relațional, dar acest lucru vă ajută mai degrabă să spuneți exact ceea ce vă doare, ceea ce vă neliniștește, ceea ce vă necăjește. Simțiți puțin nevoia să vorbiți mai mult decât de obicei, oricum de obicei vorbiți destul de frumos și armonios, dar acum parcă simțiți nevoia să comunicați mult mai mult decât de obicei și pentru dumneavoastră comunicarea poate fi o modalitate de a regla anumite relații. Este foarte importantă vitalitatea conversației zilele următoare. Punerea în discuția unui adevăr în relațiile dumneavoastră poate genera o reîmpăcare sau o reasamblare foarte frumoasă a unor, să spunem așa, interacțiuni cu diferite persoane cu care ați fost la un moment dat certați sau lucrurile au rămas într-o zonă de duritate sau de răceală. Deci ați putea acum prin intermediul acestui mercur vi se dă șansa să vă împăcați cu anumite persoane. Persoane care au contat la un moment dat pentru dumneavoastră. Pot fi colegi, pot fi prieteni, pot fi amici, nu neapărat oameni din planul relațional apropiat. Dar în orice caz sunt oameni care la un moment dat au fost destul de aproape de sufletul dumneavoastră. Trebuie să înțelegeți și ceea ce a fost negativ în relațiile pe care le aveți și să transformați. Trebuie să evităm, am spus zilele acestea, bârfa, etichetarea, minciuna.
Mai mult decât atât, trebuie să vă gândiți care sunt acele relații care vă pot oferi stabilitate. Gemenii au nevoie mai mult decât alte zodii de această stabilitate relațională. Deci trebuie să știți exact, să conștientizați propriul sistem de valori. Cât de mult vă trebuie, foarte mult vă trebuie în această perioadă stabilitate relațională. Acest Neptun pe casa 10, perfect aspectat, și cu Mercur, vorbește despre faptul că puteți să faceți în așa fel încât să comunicați cu oameni care vă pot ajuta la serviciu, la locul de muncă, într-o problemă care este foarte importantă pentru dumneavoastră. Neptun vorbește în continuare despre faptul că trebuie să vă descoperiți un talent, un har profesional, ceva care să vă poziționeze deosebit față de ceilalți. Puteți avea un rol de strategi zilele următoare la locul de muncă sau chiar în familie. Spuneam că pentru gemeni acest clusterum pe casa 8-a vorbește despre rolul acesta de strategi. Ce trebuie să evitați dumneavoastră cu toată ființa? Orice fel de asprime, orice fel de autosabotaj, adică nu deveniți deloc reci, nu deveniți duri, nu deveniți acolo unde, mă rog, sigur, sunteți sfidați, nechibzuiți. Deci trebuie să fiți puțin mai blânzi decât de obicei. Nu vă îndreptați spre direcții confuze, încercați tot timpul să țineți linia de plutire, să știți exact ce doriți în majoritatea domeniilor. Trebuie evitată tendința tipică a Scorpionului, a plutonianismului cu aceste trei planete pe casa Scorpionului de a arăta, de a se implica în anumite relații foarte tranșant și foarte plutonian, adică cu instinctualitate. Deci, practic, zilele următoare trebuie să vă educați foarte mult pe zona de blândețe, de, aș spune, liniște. Trebuie să vă dați și nici să nu vă lăsați orbiți de entuziasm relațional, adică trebuie să fiți tranșanți. Fiecare persoană trebuie pusă la locul ei. Asta, uneori, poate să fie nevoie să fiți puțin mai duri, dar de cele mai multe ori este nevoie să fiți mai blânzi. S-ar putea să fiți impresionați de atitudinea anumitor persoane care își doresc să vină către dumneavoastră în ideea unei colaborări sau care își doresc să faceți anumite, să aveți anumite proiecte pe care să le dezvoltați în comun sau să faceți anumite afaceri împreună sau să vă ajutați în anumite domenii. Nu ignorați propunerile lor, dar nici nu luați chiar de bun tot ceea ce vi se spune. Nu îi suspectați pe ceilalți de motive ascunse, dar totuși, repet, rămâneți circumspecți, rămâneți într-o poziție de forță în care, asemenea luptătorilor, ești pregătit oricând să primești și o lovitură mai puțin așteptată. Nu putem spune că zilele acestea un semn zodiacal poate să facă impecabil ceva, pentru că sunt câteva zile, spuneam, destul de tensionate, în care nu prea există cuvântul impecabil în zona relațională. Cu toții avem mici certuri, mici discuții, mici conflicte cu partenerul de viață sau cu partenerii cu care avem o colaborare. Trebuie doar să ne dăm seama unde trebuie să ne încadrăm și care este, cum putem să procedăm să fim cât mai eleganți, evoluați și maturi și înțelepți în acel conflict pe care Universul ni-l pune pe tapet precum un test. Deci apare un test din partea Universului în plan relațional, după cum menționam mai devreme, din cauza acestor cuadraturi și opoziții pe Venus, care este și pe grad analitic, și pentru nativii gemeni este și mai intens acest aspect, pentru că planetele care îl agresează pe Venus sunt pe casa Scorpionului. Și acest test trebuie trecut. Repet, dacă nu abordăm o atitudine mai non-conflictuală, blândă, delicată, diplomată, pentru că Venus ne învață să fim foarte diplomați, și dacă suntem puțin diplomați, conform definiției lui Venus în balanță, unde se află el acum, am depășit primul prag în care puteam să greșim. Și dacă am depășit pragul acela critic, lucrurile se vor îndrepta de la sine, să știți. Deci, clar, pentru nativii gemeni, dacă s-a depășit pragul acela, ei fiind destul de versați în tot ceea ce ține de verbalizare, pe noastră vă avantajează acest Mercur punct mijlociu între Venus și Soare zilele acestea, practic conflictul va dispărea.
Mergem mai departe să vedem pentru nativi Irak. Avem o identificare foarte puternică cu munca zilele următoare. Soarele se pregătește să intre pe o casă foarte interesantă, se pregătește oricum să intre în semnul săgetătorului, pe casa serviciului, deci îndemnul este de a acționa foarte puternic, foarte just, foarte ferm în plan profesional. Nu încercați, în schimb, să controlați acțiunile celorlalți. Vorbeam despre acest soare pe grada anaretică acum, care arată faptul că cu toții, dar mai ales racii, pentru că se află într-o poziție delicată pe casa 6 soarele, putem fi sfidați de oameni care au oarece autoritate. Nu neapărat șefii noștri, pot fi pur și simplu oameni care se erijează în șefi. O mică schimbare de atitudine poate să-i pună pe nativ Irak pe făgașul corect. Da, este o perioadă în care nu avem de-a face, am spus și anterior, cu lucruri predictibile. Ca atare, racii care sunt lunari și care știm foarte bine că fiind guvernați de lună, nu simpatizează foarte mult lucrurile mai puțin predictibile. V-ați dori lucruri care să nu vă tulbure lunar, deci lucruri care, pe care le știți, pe care le puteți pune pe căprării și pe care să știți, să știți exact pe ce contați. Acest soare despre care vorbeam, care acum se găsește și va trece pe casa a șasea, pentru nativ Irak propune un soi de acceptare a superiorității anumitor persoane la locul de muncă. Dar nu în ideea în care le recunoașteți în totalitate meritele ca și când noastră ați fi sub nivelul lor, ci în ideea în care vă dați seama că uneori cineva trebuie să cedeze. Și dacă acum este să fiți dumneavoastră cel care cedează, pentru că într-o potențială luptă sau într-un potențial conflict, probabil că persoana aceea ar câștiga pentru că este mai combativă sau mai virulentă, mai bine cedați dumneavoastră. Deci nu amplificați această diferență de interese care apare zilele următoare la locul de muncă, pentru că poate să devină mult mai supărătoare decât dacă v-ați face că nu o vedeți. Sunt încurajate în perioada imediat următoare pentru nativ Irak acțiunile pe cont propriu. Încercați, este tot ceea ce vă pot sugera, să vă încărcați bateriile și în afara parteneriatelor, pentru că parteneriatele, v-am mai spus, fie că este vorba despre partenerul de cuplu, fie că este vorba despre orice fel de asociere, sunt puțin conflictuale din cauza acestor trei planete aflate încă pe semn opus. Deci, oricât de impecabil v-ați purta și dacă ați fi perfecți pur și simplu, tot există aceste conflicte. Pentru că Universul, atunci când vrea să ne testeze, să ne calmeze, să ne liniștească, să ne ajute să ne maturizăm, vine și cu conflicte. Deci dacă aici vedem că este o zonă un pic tensionată în această perioadă, care vom scăpa cât de curând, trebuie să facem în așa fel încât să evităm. Și atunci, acțiunile pe cont propriu, cele care nu ne fac să ne raportăm atât de serios la parteneriate de toate tipurile, vor fi mult mai mult liniștitoare. Nici nu vă veți mai simți răspunzător pentru persoanele din diverse asocieri, nici nu veți mai detesta erorile acestora și, să spunem, diverse lucruri pe care nu le fac cum trebuie, nici nu va mai exista polemică, nici responsabilități și așa mai departe. Deci încercați să puneți o lumină favorabilă mai mult pe ceea ce faceți pe cont propriu, nedepinzând de cei din jur. S-ar putea să vă vină idei noi. Avem un Uranus în domiciliu ca și casă pentru nativ Irak, care favorizează, sigur că da, vizionarism, vizionari, iraci vizionari. Trebuie să reîncărcați bateriile în zona profesională, deci trebuie să, și în zona socială. Trebuie să schimbați puțin atitudinea, care poate repune totul pe făgașul corect. Pe plan profesional, puteți să faceți acest lucru. Să veniți cu elemente de neprevăzut la locul de muncă, care vor fi foarte apreciate de către șefi. Vorbeam despre faptul că zilele acestea poate fi la toată lumea un mic conflict cu persoane cu putere de decizie sau care sunt puțin superior nouă din punct de vedere al socialului. Pentru nativii RAC există doi poli care vorbesc despre ideea de șansă. Pe de o parte, acest Uranus pe casa 11, deci în domiciliu, care vorbește despre faptul că trebuie să fiți cât mai inventivi la locul de muncă. Și acest Mercur,
care vorbește despre un fel de condiționare verbală, deci practic puteți să ieșiți în evidență și puteți să-i atrageți pe ceilalți în momentul în care vă expuneți punctul de vedere și o faceți într-un mod non-conflictual. Deci pur și simplu doar susținându-vă un mic interes. Revenim după publicitate cu Nativira. Tu protejezi.